Iată, domnul ăsta și-o permis să sară la bătaie, la... eu nu provoc, lăsați lumea să știe că e bărbați, bărbați sar la bătaie la femei. Liniște, liniște, gata, liniște. Nu puneți mâna pe mine. Noi mergem încolo, ei sunt foarte agresivi. Iată așa bărbați ai neamului au pasul care își permit să sară la bătaie la femei și să numească. Gata, gata, gata. Păi dumneavoastră susțineți omule, domnule, nici nu ați sărit măcar să-i despărțiți. Asta este normal? Nu, eu vreau să-l filmez pe dânsul. Omul care își permite direct să atașe oamenii. Păstrează distanța, am spus. Păstrează distanța. Campania electorală nu face nimeni. Voi sunteți niște nesimțiți. V-ați permis să săriți la bătaie la femei? Așa v-au învățat părinții acasă? Și hai! Dar e normal să stai la bătaie la o femeie? Gata, doamnă, s-o. Vă mulțumim, le ascultați. Da. Doar cele bune. Iată așa, oameni buni, oamenii educ Partidul Acțiune și Solidaritate ca să sară bătaie la femei. O călcat-o pe picior și încă o izghit-o. Cât este de normal asta ca un bărbat să sară la femei și ei să vor la putere? Povestește, te rog. Pur și simplu am trecut pe lângă dânsii și ei ne-au călcat pe picior. Din partea la un bărbat să aibă așa un comportament față de o doamnă, noi nu le-am atins cu absolut nimic. Provocatori. Este josnic așa comportament din partea echipelor care sunt în opoziție. Așa ceva nu este corect. Politica este pentru toți. Politica trebuie să fie curată. Fiecare trebuie să-și explice programul politic care vrea să vină la guvernare. Dar cu așa atitudine, cu îmbrânceli, cu să lovești o doamnă, asta este foarte urât. Menționez că suntem într-un loc public, suntem în centrul orașului Căușeni. Acolo este instalat cortul PAS, exact la colț. Și de dimineață, de când ne-am instalat aici, am început să discutăm cu oamenii, au încercat să ne provoace. Noi nu am dat reacții, însă acum ei au început deja cu îmbrânceli. Așa oamenii educă pasul și ei se consideră pentru oameni și încep vremuri mai bune pentru oameni în care bărbații își permit să agreseze public în stradă. 5 bărbați acolo, noi 2 femei. Și toți 5 stăteau și uitau cum unul o îmbrânce pe colega mea. Iată asta este țara în care marea majoritate a oamenilor vor să trăiască votând cu PAS. Mie îmi pare foarte rău, pentru că înțeleg că suntem toți concurenți electorali, însă nu este normal să ne agresăm unul pe altul, mai ales un bărbat să agreseze o femeie, cu atât mai mult că vine de la PAS, unde toți laudă că sunt oameni cinstiți și pornesc vremuri mai bune pentru Moldova. Îmi pare rău. Și ca într-un final votați partidul Acasă să construim Europa, pentru că noi nu, cel puțin nu agresăm oamenii. O zi bună! Da. Ghiozdan în spate. Așa e, documentă. Mărunțeană are cerere. Dar și normal, știi, că era un vreun. Domnul Babin, deci băiatul care ieri iată, vedeți, da, ce se întâmplă? Deci o colegă de noastră a fost agresată de un membru a partidului PAS. Și acum am venit cu poliția ca să clarificăm lucrurile. Deci este o chestiune foarte urâtă. Cei care vor să facă binele în țară, deci lovesc și agresează alți oameni. Și domnul Babin știe despre cine merge vorba, deci este și băiatul care a stat ieri aici la cort, dar vedeți că el a dispărut. Eu sunt martor și eu dau declarația. Deci a ajuns la niște chestii foarte urâte, îmi pare foarte rău că chestia asta s-a întâmplat și mai ales că au fost agresat de colegi. Eu sunt martor, eu am văzut tot ce s-a întâmplat în prezența mea și eu sunt gata să dau declarații. Iată, vedeți distanța între corturile noastre, dar s-a ajuns până la asta ca să fim agresați. Deci de dimineață pe noi cumva ne... Ne intimidează, în primul rând ne intimidează bărbații, bărbații ne intimidează. Plus la asta, deci
Domnul Babin știe despre cine merge vorba, este colegul care a repartizat toată ziua ieri și azi flyere și după care el a dispărut, pur și simplu într-o secundă. Mi pare foarte rău.